Deputații USR au depus astăzi un proiect în Parlamentul României care prevede 5 măsuri. Printre ele se numără și cea pe care a spus-o voi, să fie redus TVA-ul de la 19% la 5% pe energia electrică și de asemenea și o plafonare a prețului la energie. De asemenea și Partidul Social Democrat spune că săptămâna viitoare ar vrea să fie adoptată legea plafonării prețului la energie și la gaze pentru toți consumatorii casnici. Însă vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru și dacă toate forțele politice vor vota acest proiect. Premierul, cu ceva timp în urmă, spunea totuși că nu e de acord cu plafonarea prețului la energie electrică și la gaze, dar vedem că între timp și-a schimbat această opțiune, doar că guvernul demis nu poate să facă în momentul de față o astfel de reformă. Domnule avocat, cu culismer la dumneavoastră, ce pot face românii în această situație când urmează să vină facturi pe care nu le pot plăti? Eu mă uit din nou la măsurile astea pe care le tot anunță și mi se pare, de-abia asta mi se pare cinică, declarația guvernului că nu poate face nimic și că este cu mâinile legate pentru că este un guvern demis și până nu se instituie noul guvern, practic nu se poate stabili nimic. Total greșit treaba asta, nu-i de ieri de astăzi, vorbim noi de vreo lună de zile că au explodat prețurile la facturile de energie electrică și gaze și chiar mai mult de atât, mie mi s-a părut că întotdeauna soluția cea mai proastă o găsește țara noastră. Hai să scădem TVA-ul respectiv. Dar nu mai bine venim cu o lege prin care dacă se păstrează aceleași tarife cu care erau obișnuiți românii și liberalizarea asta între ghilimele a pieței energiei electrice ar trebui să fie cumva, nu ar trebui să fie cumva inspectată, cercetată și investigată de către Consiliul Concurenței ca oamenii ăștia să nu se cartelizeze și prin cartelizarea respectivă să crească prețurile? Unde mai punem că dacă vii din punctul meu de vedere cu un proiect de lege prin care stabilești cote diferite? E nevoie, domnule avocat, de un proiect de lege. Două secunde, aș vrea să merg și la domnul Vișan pentru o scurtă concluzie legată de acest subiect. Domnule Vișan, vă rog. Da, nu există altă formulă decât plafonarea prețurilor. Guvernul, chiar dacă are, nu poate să dea ordonanță de urgență, poate să inițieze legi foarte ușor. Sau PNL-ul poate să inițieze o lege pe care să o treacă toată lumea de acord cu plafonarea prețurilor. A inițiat PSD-ul, poate să meargă pe această... Nu există altă formulă. Nu există altă soluție în acest moment pentru a acoperi. Sau, eventual, guvernul, în momentul în care apar facturile, suportă diferența între prețul facturii și prețurile care ar fi fost plafonate. Pentru că altfel, pur și simplu, oamenii o să înghețe de frig în case sau o să moară la propriu pentru că dau toți banii și nu mai au de mâncare, dau toți banii pe energie. Asta e o chestiune extrem de serioasă. Iar în legătură cu subiectul anterior, nu există decât o singură soluție. Iau eu în jurăturile în România TV starea de urgență. Dacă nu, președintele nu decretează astăzi, mâine, ieri, stare de urgență, o să ajungem la 1000 de morți pe zi. E nevoie de stare de urgență, spuneți dumneavoastră, domnule Vișan.